Uite, Ovidiu, am fost omul care am fost îndrumat greșit și omul care și-au făcut alții treaba cu mine. Fiindcă dacă pe mine ea nu mă lăsa să plec la Pisa în 90 cu Nea Mircea, eu spun că altfel era viața mea. Da, de ce n-a vrut? Acum, păi, când știi cum e, de morți nu mai de bine, și-a luat da? 800 de dolari, e bine? Și-a luat ce? 800 de dolari și-a luat. De la cine? De la Vardemeni. A, când te-a dat la Panathinaikos. Eu m-am dus în Grecia târziu, m-am dus prin septembrie. Că n-am vrut să mă duc. M-am dus de 10 ori, cred că, la Nea Vasile acasă. Chiar am plâns într-o zi. Deci lasă-mă să mă, că nu vreau să mă duc în Grecia. Păi, tata ce-am făcea? Nici dacă îmi tai unul mâna de aici și de aici, eu nu semnez să te duci în Italia. Și după aia, iarăși am greșit în septembrie. Mai bine rămâneam la Dinamo. M-am dus. M-am făcut iarăși o greșeală. Că am jucat primele 3 luni de... Dacă am luat capul pe greci, după aia am avut neșansa, nu neșansa, Doamne ferește, șansa să dau de Nea Mircea iarăși și am vorbit cu el, m-a întrebat ce contract am și i-am zis că mi-a făcut 6 luni plus 2 ani jumate. Și Nea Mircea mi-a zis, bă, dacă poți să pleci, eu te iau. El fiind la Brescia. El fiind, nu, era la Pisa. A, era la Pisa, scuze-mă, da. Și n-am mai jucat din momentul ăla. Nu mă mai antrenam, nu mă mai antrenam. Cu gândul că pleci la Pisa. Cu, nu, nu m-am mai antrenat în contextul care i-am și spus patronului lui Vardinaț că nu mai vreau să stau, că vreau să plec. Poate el săracul m-ar fi înțeles și mă lăsa să plec, dar erau bani care îi luase Nea Vasile. Bun, stai nițel, că ai zis de 800 de mii, i-a luat, ea nu i-a luat el sau i-a luat clubul? El, la geantă. Nu, clubul a luat 1.200.000. A, aia a fost partea lui Ianul, să zic aia așa. A fost partea lui Nea Vasile, da. Că m-a convins să mă duc acolo. Da. Și dacă plecai, ar fi trebuit să dea bani înapoi. Bani înapoi, Nea Vasile, de unde să dea bani? N-a vrut să mă lasă să plec, n-a mai jucat. La un moment dat am avut un conflict cu el în birou la el. Ne-am certat, nu mai are importanță. M-am urcat în mașină și am venit în România. M-am dus la Dinamo la antrenament, m-a dat afară Nea Vasile. Mi-a zis că n-am ce să caut la Dinamo, eu să mă antrenez. Și am plecat la Galați. La vreo 10 zile m-am trezit la ușă cu 4 generali. Cu Nea Vasile, Ianul, cu domnul general Suceavă. În ghilimele spus, m-au prostit iarăși. M-am dus înapoi în Grecia și după 2 săptămâni m-a arestat. Și ai stat ce? Ai făcut 1 lună jumate, nu? Na, 2 luni jumate. 2 luni jumate. Bun, dar ce... Eu spun ce se zicea. Se zicea că făceai parte dintr-o bandă care fura și la tine se depozitau da. Lucruri. Păi de ce n-a arătat ce au găsit la mine în casă? Dacă tot au spus lucrul ăsta. Așa, în Grecia până... e lege, Nea Ovidiu. N-ai voie mai mult de 30 de zile în momentul când arestezi un, un om, da? N-ai voie să-l trimi mai mult de 30 de zile în arestul poliției. Da? Așa. Pe mine când m-a arestat... Coboram peste drum la chioș, mă duceam, luam țigări, veneam înapoi. Nu credea nimeni că o să ajung la pușcărie. Dar după o lună, după 52 de zile, m-a dus la penitenciar. Fără judecată, fără nimic. M-a dus la penitenciar. Avocatul a venit, mi-a dat banii înapoi, mi-a zis că are familie și copii. El vrea să trăiască liniștit, nu vrea să aibă probleme. Într-adevăr, Vardinoanii sunt 90 în Grecia. Făcea ca în ce vrea el. Ca în ce făcea Ceaușescu România, făcea Vardinoanii, sunt în Grecia, 90.
Am luat un pumn de pastile, am încercat și să mă otrăvesc tot într-o... Deci asta a fost adevărat, n-a fost legendă, că ai vrut să te otrăvești. Nu, nu. Păi m-am dus la spital, am stat la spital o săptămână, intubat. Așa. Cred că s-a speriat și el atunci când a văzut că am luat-o cu capul. Mi-a trimis un avocat de la de-a lui și mi-a spus că dacă semnez o hârtie în alb, mâine mă scoate. N-am vrut să o semnez. M-a venit soția la mine. Că eu nu mă gândesc ea ce face, că copilul, că nu știu ce. Am semnat-o la ora 2. La 2:30 mi-a dat drumul din penitenciar. Bun, dar practic de ce te-au ținut? Ce ți-au reproșat? A, șeful mafiei românești din Grecia. Tu? Da. A, ăsta era un titlu de onoare, da. Șeful mafiei. Eu și Maradona mai eram la televizor în perioada aia. Okay. Dar a fost și vreo atingere cu droguri, ceva? Nimic. Ți-au reproșat și droguri? Nu. Că mi-au găsit un calculator în casă, care era calculatorul lui fiii meu, care aveam și chitanta de la el, a zis că nu, că așa. Două hâini de blană și două hâini de piele. Atât. Care erau ale tale, nu? Era cu erau, a mele, erau soții, hâini de blană și o haină de piele era a mea și una lui nevastă. Pentru că oficial așa s-a spus, da, nu? Că tu, la tine se depozitau mărfuri furate de o bană. Stăteam într-un bloc, cam într-un cartier, cum e Pipera, nu poți să intri, nu poți să ieși, sunt camere peste tot. Aia cum veneau la mine să le depozitez în casă? Și așa mă vedeți pe mine, eu să-i aduc în casă la mine să depozitez alea toate. Da, da, păi, bun, până la urmă nu ți-au găsit nimic din ce știu eu. Păi da, dar în momentul ăla când am semnat hârtia în alb, era că renunț la toate pretențiile financiare. Aveau să-ți dea bani? Păi normal. Cât? Păi, nu trebuia să-mi dea bani pe 3 ani, pe contract. Aveam, nu mai are importanță. Nu, banii aia nu i-am mai luat. Deși banii care i-am stat cât am stat la ăia 6 luni, mie nu era niciun bani. Decât salariu, care era în jur de 4.000. De fapt, pentru bani a fost toată povestea asta, ca să nu-ți mai plătească. Ca să nu mai plătească și să răzbune puțin pe Nea Vasile.